Un trend pe TikTok a determinat autoritățile din Barcelona să le interzică turiștilor să mai facă poze sau videoclipuri pe scările rulante ale stației de metro de la Sagrada Familia. Pentru cadrul perfect, mulți vizitatori stau în poziții periculoase sau nu sunt atenți la hoți și rămân fără telefoane sau se accidentează. Metroul din Barcelona a interzis selfie-urile de pe scările rulante care duc la Sagrada Familia. Compania responsabilă a postat un panou de avertizare cu privire la riscul de prindere și alte pericole pe care le presupune această practică. Pentru like-uri și vizualizări, sute de turiști își sprijină telefonul pe scările rulante pentru a imortaliza momentul în care ies la suprafață în fața celebrei catedrale. Pentru a realiza acest lucru, ceea ce fac ei este să-și lase telefonul mobil pe treapta de sus, înregistrând imaginea. Deoarece pe măsură ce scările de metrou ajung la suprafață, în spatele lor apare la Sagrada Familia, o practică care a fost de scurtă durată din cauza riscurilor pe care le presupune, inclusiv să-și prindă hainele sau să li se fure telefonul mobil. Din acest motiv și cu scopul de a le preveni, autoritățile din Barcelona au pus acest semn informativ și un agent de securitate care împiedică oamenii să facă fotografii. Barcelona este considerată neoficial capitala hoților de buzunare, unde au loc în medie 258 de furturi pe zi. Sagrada Familia este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice de pe Mapamond. Anul trecut, capodopera lui Gaudi a primit peste 4,7 milioane de vizitatori, dar în practică sunt mult mai mulți, deoarece doar câțiva ajung să intre în catedrală, dar nimeni nu vrea să părăsească orașul fără a avea o imagine a celebrei bazilici.